Orice compliment e binevenit. E binevenit, nu-i așa? Dar cu toții știm că tu ai suferit niște transformări de-a lungul timpului. M-am bucurat de niște transformări. Absolut, te-ai bucurat de niște transformări. Așa e, bravo, ai schimbat cuvântul. Și știu că ți-a fost bine, adică ți-ai dorit lucrul acesta. Eu mi-am dorit, mi-a fost un pic frică de această operație pe care am făcut-o. Când? Cu binecuvântarea duhovnicului meu, pe 20 iunie 2017, la domnul Rubin Munteanu. Și domnul Rubin Munteanu mi-a dat o nouă șansă. De fapt, eu n-am vrut neapărat să arăt bine. Tu ai spus la început că femeile vor să arate bine. Eu vreau să fiu utilă și să merg, să rezist la tăvăleală, pentru că eram foarte grasă. Okay. De la 128 am ajuns la 116 și la 114 am ajuns pe masă de operație. Am slăbit de la 128 până la 116. Cum? Cu dietă. Aha. Da? Și apoi am zis, domnule, nu cred că mai rezist, cred că o să scap iară la borcanul cu dulciuri. Și zic, hai să tăiem. Și m-am dus efectiv și m-am operat. Am reușit să slăbesc, unii zic că prea mult, dar eu mă simțeam totuși foarte bine. Dar pandemia mi-a făcut felul, pentru că m-a bulversat și cred că pe mulți i-a bulversat. Și am început să mă îngraș. Și iar m-am dus la domnul Rubin Munteanu și mi-a pus inel. Aha, stai puțin, dar prima operație pe care ai făcut-o a fost... De gastric sleeve. Așa. Deci mi-am tăiat stomacul, am slăbit 45 de kilograme, eram wow, făceam și sport, arătam bine, eram toată... Da, eu te vedeam în pozele tale pe Instagram și pe Facebook, slim, da, adică ajunsese și slabă. Acum lumea îmi spune că e un pic mai bine, mai rubensiană totuși, că eram mult prea slabă. Probabil că eram prea slabă, eu nu mi-am dat seama. Cert este că trebuie să spun un lucru pe care nu-l știe decât domnul Rubin Munteanu. După prima operație, nu puteam să mai cânt așa de bine, în urma operației de gastric sleeve. Wow. Dar după ce mi-a pus inelul, am renăscut vocal. Efectiv, nu știu cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat acolo, că după o săptămână am reușit să cânt așa cum cântam înainte de operație de gastric sleeve. Nu m-a întrebat detalii de ce, cum, dar s-a întâmplat o minune. Păi atunci hai să întrebăm pe domnul doctor, pentru că dânsul este specializat pe genul acesta de operații și am să vă rog să-mi spuneți în primul rând care este diferența dintre gastric sleeve și inel, adică eu nu știu, așa că vă rog frumos să ne spuneți. Bună seara! Inelul cronologic este o operație care a apărut înaintea mișorării stomacului și înseamnă să montăm un inel de silicon în partea de sus a stomacului, în treimea lui superioară, împărțind stomacul într-o clepsidră cu volume inegale. Asta înseamnă că cei care au un inel mănâncă mai puțin pentru că alimentele se vor opri în inelul respectiv, care nu face altceva decât să stranguleze stomacul. Partea de sub inel este goală, dar cei care mănâncă și au un inel se vor sătura mult mai repede, aparent cu stomacul plin, dar în realitate nu. E chiar așa. Deci e o formă de a păcăli și de a induce sațietate mai repede decât... Deci cumva păcălești creierul. Păcălești creierul, da. Pentru că am mai citit și eu una alta despre lucrurile acestea și se spune că de la creier pornește totul. Creierul ne dă niște semnale și stimulenții aceștia acum că aș avea poftă de ceva și trebuie un control. Pofta e o mare ispită. Păi asta e. Pofta e de fapt principala problemă sau mâncatul social, mâncatul de plictiseală, nu neapărat foamea. Cei mai mulți dintre noi nu cred că ne aducem aminte când ne-a fost ultima dată foame cu adevărat. Deci de fapt nouă nu ne e foame. Deci la cel mai mic impuls ne e foarte simplu să mâncăm și atunci ușurința cu care ajungem la alimente ne face să mâncăm practic continuu, să ronțăim, să ciugulim continuu sau foarte des. Nu mai avem mese principale sau nu mai avem trei mese, ci avem o serie de gustări pe tot parcursul zilei. Și gustări însemnând fast food, de la, eu știu, snacks-uri din acelea chips sau eu știu ce sandwich-uri cu tot felul de chestii amestecate acolo care sunt foarte delicioase, foarte gustoase, dar extrem de nocive. Bun, deci pornim de la creierul nostru care ne dă semnalele astea acum că avem niște pofte, dar de fapt nu ne este foame.
noi începem să mâncăm, care ar fi motivele pentru care mâncăm? Voi ați spus, tu ai zis că inclusiv pandemia te-a condus la chestia asta. Da, că stăteam acasă și nu făceam nimic, mă simțeam inutilă și atunci am început să gătesc. Ia uite-mă pe mine, o zedica gospodina, și am făcut și cozonat, și plăcinte, și tot felul de rețete, mă uitam pe internet să mai cumpăr tot felul de ingrediente. Dar... eu cred totuși că noi trebuie să ne învățăm să fim disciplinați. Cu inel, fără inel, cu gastric sleeve, fără gastric sleeve, trebuie să fim disciplinați. Și cum spunea și domnul doctor, 3 mese pe zi. E... păi da, dar și acele, și acele 3 mese pe zi depinde de ce mănânci. Pentru că dacă mănânci înghețată ciocolată la fiecare masă, nu rezolvi nimic. Este adevărat. Însă eu totuși am nevoie și de puțin zahăr, mai ales acum că sunt la doctorat și am început să scriu și chiar nu eram blocată și am început să scriu referatele pentru școală. Am nevoie de un stimulant pentru creier, oricât de mic, dar bineînțeles, hai să facem totul porționat. Bine, fiind și cu inelul, nu mănânc foarte mult și am început să-mi aleg din alimente. De exemplu, nu mai îmi place lămâia. Înainte eram fan lămâie, acum nu mai îmi place lămâia. Dar din câte am înțeles, lămâia este foarte bună. Știi că se spune despre acel pahar cu apă călduță, storci o lămâie și dimineața îl bei pe stomacul gol ca să... îți dea senzația de sațietate. Da, eu nu, acum nu mai pot cu lămâia. În schimb, într-adevăr, îmi aleg din alimente să mănânc, să mă hrănesc. Adică să nu mai mănânc de dragul, de dragul gustului. Dar rămăsesem la această parte a stomacului. Bun, deci e ca o clepsidră, încerc să-mi imaginez, da? Și e inelul acela care gâtuie stomacul. Exact. Îl gâtuie. Păi bun, și deci eu nu mănânc atât de mult, alimentele sunt aici, da? Ce mănânc așa și cum ajunge partea cealaltă? Se adună deasupra inelului și în timp, într-o oră, două, trei, ele înaintează prin inel sau prin stomacul îngustat de inel în restul stomacului și merg mai departe. Și procesul ăsta de încetinire este bun? Adică cumva înainte când mâncam și stomacul e... la dimensiunea lui normală, mâncarea ajunge mai repede în stomac și mai repede în intestin și atunci ne balonăm, ne îngrășăm? Nu, nu există efecte secundare de genul ăsta. Ideea este că ne săturăm mult mai repede, pentru că alimentele se blochează în inel și apoi în câteva ore ele parcurg restul stomacului și intestinul subțire. Nu afectează cu nimic digestia sau alte senzații de după masă. Nu, în niciun caz. Efecte secundare. Nu de genul ăsta. Nu de genul acesta, dar care ar fi unele dintre ele? Că e clar că trebuie să vorbim și despre avantaje și dezavantaje. Cum vă spuneam, inelul a apărut înaintea mișorului stomacului, dar a și dispărut pentru că are o serie de... sau a scăzut foarte mult ca frecvență în operații pe care le facem, pentru că are o serie de efecte secundare. În primul rând, e un corp străin. Ca orice corp străin, el poate avea efecte secundare pe toată perioada în care se află în organism. Nu grave, dar pot exista. Și atunci pacienții au evitat, au început să evite montarea inelului ca să evite complicații și ca să evite în cele din urmă extragerea lui în cooperație. Deci el, el trebuie extras, el poate fi menținut 5-8 ani depinde de tipul inelului. Nu poate rămâne tot timpul montat.